Iulia Sălăgean iese la atac după ce în scandalul dintre Alex Body și Daria Radionova a fost menționată și fetița pe care o are cu afaceristul. Cu ochii în lacrimi, Iulia face declarații incredibile după ce afaceristul și-a acuzat fosta iubită că era geloasă, inclusiv pe copil. Dacă Alex i-a spus asta ca și un reproș ei, înseamnă că a avut și motive să o spună. Declarația lui a fost că Daria este geloasă pentru că fetița mai dormea în pat cu el sau cu ei. Da, păi eu am mai lăsat fata să-și petreacă timp cu el în toată această perioadă și da, este foarte important pentru copilul meu să petreacă timp sau să doarmă cu tatăl ei, așa mi se pare. Iar dacă stau bine să mă gândesc, am avut chiar și o neînțelegere, să zic așa, cu Daria la un moment dat, într-o noapte când am lăsat fata la Alex. Mi-a scris foarte târziu, noapte, că fata nu vrea să doarmă. Cumva se plângea de faptul că fata mea nu vrea să doarmă, că vrea în continuu să fiu și eu acolo. Și eu văzând acel mesaj, ca mamă, stai seama că te neliniștește, nu? Și încerci să găsești o soluție. În momentul acela eu am sunat-o și am spus, ok, este normal ca ea să mă vrea pe mine sau să vrea să doarmă cu mine, pentru că cu mine este obișnuită. Iar ea este oricum un copil foarte gelos. Este geloasă și pe mama mea. Și mă gândesc că poate fata, dacă ar fi vrut să doarmă împreună cu toții, poate nu i-a plăcut de ea sau nu a acceptat-o pe ea și a vrut să doarmă doar cu Alex. Și atunci totul are legătură, dacă ea s-a declarat nemulțumită că Alex trebuie să doarmă cu ea. Și în seara aia am sunat-o și am zis, uite, dă-mi eu, te rog, pe fată să-i explic eu totuși să nu facem, să și ca tată te simți inconfortabil dacă copilul nu vrea să doarmă sau dacă mereu mă cheamă pe mine. Am sunat-o și am vorbit cu fata și am zis, uite, că tu ești cum acum. Cum ai simțit-o în voce? Pe fetiță plângea? Da, era tristă și plângea, da, puțin. Și atunci am spus, uite, ești la tati acum, mami este departe, poate mami să vină acolo, dar tu dormi cu tati, uite, te ia tati în brațe. Vrei așa? Dacă te ia tati în brațe, vrei să dormi? Și au zis da. În momentul acela i-a luat telefonul Daria la fetiță și a simțit cumva nevoia să dea niște sfaturi. Că nu este normal ca un copil să doarmă cu străini în pat. Cum cu un străin? Pentru că ea dormea cu tatăl ei. Păi de asta spun. Atunci m-am supărat foarte tare, dar cred că de conversația asta între mine și Daria nu știe Alex, nu cred că știe Alex despre ea, pentru că ea era în dormitor la fete, că era și cealaltă fetiță a lui Alex și nu cred că știe despre asta, că nu era acolo. Iar eu i-am spus, dar de unde știi tu ce e normal sau ce nu este normal atâta timp cât tu nu ai un copil? Și am intrat așa într-un clinci verbal cu ea. Zice, da, nu știu, nu vreau să-ți dau eu sfaturi, dar nu mi se pare normal că copilul normal trebuie să stea cu mama. Păi, tocmai că copilul trebuie să stea și cu mama și cu tata pentru sănătatea lui emoțională, nu doar cu un părinte. Și când s-a întâmplat? Când a avut loc această discuție între voi două? Undeva în decembrie. În decembrie am hotărât să mai stea și cu el, adică să Alex să ia parte mai mult în viața ei, să petreacă mai mult timp, să îi facă baie, să îi facă de mâncare, adică nu doar scurt. Tu din acel moment ai început să ai o ceartă cu ea, să aveți o situație mai tensionată? Da, eu m-am supărat foarte tare, că e foarte aiurea să-ți dea o femeie sau o fată ca ea, care nu are un copil, să-ți dea ție un sfat. Cum să, adică de unde știi, pe baza la ce știi tu că nu este normal sau dacă este normal ca
fata să doarmă sau nu cu tata sau că nu înțeleg. Ea era străină, dacă e să o luăm așa, nu Alex. A fost, de fapt, foarte inconfortabil pentru mine să am discuția aceea cu ea, pentru că ea nu înțelege dacă eu puteam să vorbesc cu Alex atunci. El știa foarte bine că eu mereu îl îndrumam. În caz că nu știa ceva cu fata, eu mereu îi spuneam, uite, fă-i așa, fă pe spate sau dau un exemplu. Nu că nu ar ști acum. Cu toate că Alex i-a făcut acest reproș Dariei ieri, ea deseori se posta cu fetița și punea poze cu ea, punea filmări cu fata. De ce? Da. Am văzut și eu treaba asta. Nu pot să zic că mi-a picat foarte bine acest lucru, că copilul tău nu este un trofeu cu care să te pozezi sau să arăți lumii cât de responsabilă ești tu ca iubită. Ce mi s-a părut foarte interesant ieri este că după ce Alex i-a reproșat acest lucru, că ea era geloasă, ea ar fi spus că cum să spui așa ceva când eu am avut grijă de copilul tău ca și când ar fi al meu. Și am pieptănat-o și mai știu eu ce a zis acolo. Păi, cuvântul grijă este un cuvânt mult prea mare pentru ea, în primul rând, pentru că fata mea nu are nevoie de grijă. Nu e ca și când a stat doar cu ea și a fost nevoie să aibă ea grijă de ea. Plus că eu mi-am crescut fata astfel încât să fie independentă. Nu are nevoie de prea multă grijă. Și este foarte matură, vorbește foarte fluent și te înțelegi cu ea ca și cu un om mare. De asta grijă asta și ca să spui grijă, în niciun caz nu intră a pieptăna un copil. Adică era și normal, dacă iubitul tău are un copil, este și normal ca tu să faci parte din viața și acelui copil, nu? Ce putea să facă? Să o dea la o parte? Normal că a făcut și ea, s-a jucat cu ea, dar asta nu înseamnă că a avut grijă. Dar după acea discuție din decembrie, au mai urmat și alte discuții? Fetița a mai dormit acolo? S-a mai întâmplat acest lucru? Am evitat acest lucru tocmai din această cauză. Probabil că a avut și Alex de suferit din cauza asta. Dar eu văd cumva situația, mă pun eu în locul lui. Dacă eu mi-aș reface viața acum cu un bărbat care nu ar înțelege că eu am un copil, poate el nu voia să nici să se certe cu femeia care nu înțelegea, dar nici să își lase copilul. Dar de ce crezi că Daria posta mereu poze cu fetița? Nu știu, probabil voia să arate lumii că este o familie foarte frumoasă în care ea este responsabilă ca iubită. Deși mie nu-mi plac situațiile astea, pentru că și eu la rândul meu am stat cu cealaltă fetiță a lui Alex. Și fetița lui are 8 ani acum. Și nu mi-am permis niciodată să o postez. Nu mi-am permis niciodată să o filmez. Sau să mă filmez doar eu pe mine și cu ea. Sau nu mi-am permis niciodată să o iau pe ea undeva sau să îmi spun părerea mea despre cum ar trebui să fie crescut un copil sau să-i dau eu sfaturi și să reținem că eu la vremea aceea nu aveam copil, adică cum este Daria. Nu aveam cum să-i dau eu sfaturi mamei fetiței lui Alex. Dar pe tine te deranjau acele postări? Mă mai deranjau, da, pentru că era un pic prea mult. Adică o filma prea mult, așa, și primeam și diferite mesaje pe Instagram de la fel și fel de fete, femei, că de ce las să se dea ea mare, cum ar veni cu copilul meu, așa, dar nu am băgat în seamă și nu m-am lăsat influențată niciodată de astea, că după aia ieșeau alte discuții. Eu puneam presiune dintr-o parte, știi cum e, da. Și pentru că Iulia Sălăgean și Alex Bodin nu se pot întâlni din cauza dosarului pentru care afaceristul se află în arest la domiciliu, frumoasa blondină a izbucnit în lacrimi. A fost o zi proastă pentru mine, deși era ziua fetiței mele. Am fost foarte agitată,
ca o mamă, care normal dacă eram acolo trebuia să am grijă să fie tot ok, să... eram foarte agitată. Și nu doar eu am avut o zi proastă, adică sentimentul l-a simțit și fata mea. A început să plângă. De ce nu merg și eu? Îmi vine să plâng. De ce nu vreau să merg și eu la petrecerea ei? Și i-am explicat că nu pot, nici măcar nu puteam să-i dau o explicație de ce nu vreau să iau eu parte la ziua ei. Toată situația asta în care mă aflu eu cu Alex deja e un pic prea mult. De ce spun asta? Pentru că deja amprenta asta se lasă și pe copilul nostru, care începe să pună tot mai multe întrebări. Eu de ce nu vreau să vorbesc cu tati? Își face poze la papucei în casă și spune: mami, m-a ajuns să-i trimit asta la tati. Bine, are o tabletă, dar nu are cartel în asta. Așa? Și eu mă prefac că-i trimis. Zic: gata, mami, am trimis, dar eu nu pot să-i spun copilului: uite, eu nu vreau să vorbesc cu tati sau eu nu pot să vorbesc cu tati. Sau o mai las la el acasă și iasă prieten după ea. Și mereu se uită la mine și zice: da, tu de ce nu vrei să fii mami? Pentru că ea a fost învățată cu noi, având o legătură foarte strânsă ca și părinți. Adică noi am fost împreună la mare, chiar dacă el era în relația anterioară cu Bianca. Ea a avut mereu o creștere cu noi doi, amândoi implicat. Sunt momente petrecute în viața ei la care ea vrea să o văd și eu, să o vadă și el. Iar dacă nu s-a putut tot timpul chestia asta, eu mereu filmam și ea știa și ziceam: uite, haide să te filmeze mami, să îi arătăm la tati. Sau chiar dacă eu eram poate plecată cu ea sau... De asta zic, legătura asta dintr-o dată s-a rupt așa în 11 noiembrie, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. A fost șoc din cauza că înainte cu o seară eu fusesem cu fata mea și cu Alex la cină. Da, deci mi se pare puțin prea exagerat. Deja să nu poți să iei legătura, să nu poți să-ți crești copilul, să nu poată el să mă întrebe: uite, tușește puțin, ce să-i dau? Nu, trebuie să vorbească prin prieteni, nu? Se spune: uite, finul, te rog frumos, întreabă pe Iulia, ce se întâmplă? Să-i dau asta să mănânce? Fata are niște alergii. Să-i dau asta, să nu-i dau asta. E foarte... Deja nu poți să-ți crești copilul frumos. Adică tu vrei să ți-l crești frumos împreună cu tatăl ei și nu poți. Și eu îi vorbesc foarte frumos, Selene, despre tatăl ei. Și cred că și el la fel face. Pentru că îl doar pe copil să nu îi vorbești frumos. Poate și asta a fost un aspect pe care nu l-a suportat Daria. Fetița ce știe de relația dintre Daria și tati? Nu cred că o privea ca pe o iubită de-a lui tati. Are un cuvânt foarte ciudat fata mea când spune despre un prieten sau o prietenă de-a lui tati, spune preteneta. Adică este preteneta, că mi-a menționat-o și mie și am spus: da, dar cine-i Daria, mami? Și a spus: este preteneta lui tati, dar nu a spus iubita sau... Nu ți-a spus că i-ar fi văzut vreodată sărutându-se sau îmbrățișându-se? Nu, și nici nu cred că face asta. Alex, nu cred. Tu i-ai spus ceva, Darii, după ce ai auzit la televizor că ar fi geloasă pe fata ta? Nu. Nu, și nici nu... Nu simt să... Ce? Să o sun, să ce? Dar ea știe foarte bine discuția dintre noi de atunci. Cred că a făcut-o cumva prin spatele lui Alex. Nu cred că Alex știa despre acest mic sfat care mi l-a dat ea. Fosta soția afaceristului crede că în spatele dezvăluirilor Dariei s-ar afla o altă femeie care a avut un rol important în viața lui Alex Body. Mi s-a părut foarte ciudat că Daria l-a acuzat cumva pe Alex, că a spus că îți faci conturi false și pui oameni să-mi scrie sau ceva de genul. Și mi s-a părut foarte ciudat, pentru că Daria nu are, să zici,
o experiență foarte lungă cu Alex. Adică astea nu sunt de la Alex. Nu, Alex nu face așa ceva. Adică știu eu că îl cunosc. Poate cineva îi șoptește în ureche Darie, nu știu, să nu cumva să fie o alianță așa între... Între cine? Între Daria și Bianca. Așa simt eu. Este părerea mea. Daria a menționat în declarațiile ei că acum îi dă dreptate Biancăi, deși în urmă cu câteva luni erau la cuțite. Da, am văzut. Nu știu, poate își doresc o prietenie sau ea își dorește o prietenie. Daria. Nu știu. A mai existat o prietenie între tine și Bianca? Da. Nu ar fi prima? Dar la noi a fost diferit. Adică Daria este nouă. Cât timp are cu Alex? Câteva luni? Are câteva luni sau nici nu știu cât timp are cu Alex. Iar eu am fost prezentă ca mama copilului meu 2 ani de zile. Femeile astea nu prea știu cum să se comporte cu Alex. Alex este un bărbat foarte complex. Ce crezi tu că Bianca și Daria au făcut greșit față de tine? De ce relațiile lor au rezistat atât de puțin? Da, asta este o întrebare foarte bună. Și eu am stat să mă gândesc la asta, pentru că nici relația cu Bianca nu a rezistat. Ei au avut certuri după câteva luni. Iarăși s-au despărțit, iarăși s-au împăcat, iarăși s-au despărțit. Adică în 2 ani au fost, nici nu știu, 20 de împăcări, 20 de despărțiri. Cu fata asta la fel. Nu știu, eu am avut o relație de 5 ani de zile în care ți-am spus, au mai fost certuri, dar nu am avut despărțiri, împăcări, despărțiri, împăcări. Nu a existat așa ceva. Poate prea mult orgoliu, prea mult, eu sunt mai important, jocuri de-astea de orgoli, pentru că și fata asta mi se pare un pic... Eu am văzut-o altfel, sincer, m-a dezamăgit complet. Eu o vedeam altfel, o vedeam mai liniștită, mai, dar văd că are și aere de-astea de... Eu cred că a fost influențată în ce sens? Ea nici n-a apucat să vadă dacă se întâmplă ceva. Cred că cineva i-a spus deja, vezi că dacă îți dă mesajul ăla sau dacă te blochează, înseamnă asta. Sau mă gândesc că cineva i-a spus, adică ce să mai zicem cineva, mă gândesc că vorbesc ele două, așa mi se pare mie, îi strict părerea mea, așa și văd eu. Și tu crezi că Bianca o învață pe aceea să spună și... Cum să reacționeze, adică hai să o luăm așa. Până acum, Daria, știi și tu și cred că știe toată lumea, nu prea voia să... se posteze, nu prea voia să iasă public, nu prea, nu? Așa era. Acum, dintr-o dată, se ceartă cu Alex, dă niște dovezi. Ia, care ea niciodată nu reacționa astfel. Cred că este împinsă să facă rău sau este influențată să îi dea o lecție. Uite, fă așa, că așa îl doare cel mai tare. Mi se pare ciudat din partea ei să facă așa ceva. Dar ce are Bianca de câștigat din asta? Nu știu. Să spună, ha-ha, am avut eu dreptate. Sau, na, karma. Că zicea o doamnă că normal nici nu era de așteptat ca relația lor să reziste, pentru că el ieșise din altă relație și următoarea relație e relație tampon sau ceva de genul. Dar sunt curioasă, după o relație de 2 ani cu despărțiri, cum au avut Alex și Bianca, următoarea relație fiind una tampon, după una de 5 ani, ce era următoarea relație? Cred că tot pansament. Sunt foarte așa împotriva la femeile astea care sunt foarte sensibile, așa, știi? Adică totu-i roz, totu-i așa, dar dacă dai un pic de greu, păi dacă dădea de greu, cum a fost Alex odată, la greu, ce făcea? O lăsa așa. Păi despre ce e o relație? Nu e despre a te susține unul pe altul? Se mai împacă Iulia cu fostul soț? De ce tu, spre deosebire de celelalte femei din viața lui, ai fost alături tot timpul? Pentru că l-am iubit cu adevărat.
și a fost iubire necondiționată. A întrebat-o pe Daria că l-a iubit și ea a spus da din toată inima. Și îl mai iubește acum? Nu. Cum adică? Adică ieri l-a iubit, azi nu-l mai iubești. Iubirea nu moare. Asta e problema. Iar, așa se întâmplă și în cazul tău? Posibil. Posibil, da. O să îl iubesc toată viața. Pentru că a fost un om care mi-am petrecut 5 ani din viață, ne-am dorit un copil, copilul nostru a fost un copil dorit. Am trecut prin foarte multe greutăți. Nu poți să fii lângă un bărbat doar când este bine. Știi, când este bine și pe aia când îți arată o părticică mai proastă că e stresat sau e presat, având în vedere situația în care este, gata, nu mai iubești. Păi nici nu cred că a fost iubire. Nu stau la colț, știi, de stradă, să aștept, gata, a plecat și aia. Și bă, stai, nevoie de mai mult. Adică eu îl cunosc pe Alex foarte bine, nu am nevoie de chestii sau să-i pun condiții sau uite, pacă-te cu mine sau... Asta trebuie să vină de la sine, trebuie să vină natural, trebuie să simte și el. Dacă Alex ar vrea acum să se împace cu tine, te-ai accepta? Mai complicat. Nu e chiar așa ușor, nu poți. Nu e ca și când eu stau la colț și aștept ca plecat următoare, adică totuși m-au durut și pe mine niște chestii în tot acest timp. Se spune că Bodi i-ar fi trimis trandafir Biancăi. Da. Tu ai mai primit trandafir de la el? Ai mai primit flori de la el în tot acest timp? Nu. Eu am primit trandafir de ziua mea, odată, de la el. Dar nu se compară buchetul meu cu niciun alt buchet. Este foarte mare și în poze doar jumătate din el. Mie mi-a demonstrat tot ce trebuia să-mi demonstreze ca bărbat. Foarte așa împotriva la femeile astea care sunt foarte sensibile, așa, știi? Adică totu-i roz, totu-i așa, dar dacă dai un pic de greu, păi dacă dădea de greu cum a fost Alex odată, la greu, ce făcea? O lăsa așa. Păi despre ce e o relație? Nu e despre a te susține unul pe altul? Chiar dacă nu pot lua legătura, Iulia îi transmite un mesaj fostului soț. O să treacă totul. Am avut momente și mai grele, să zic așa. Bine, nu se compară cu asta, pentru că e ceva foarte sensibil. Dar pot să zic că el, după cum îl cunosc, este foarte stresat. Și o să fie bine.